De-a lungul anilor s-au dirijat mari sume de bani pentru proiecte de reabilitare și dotare a stabilimentelor medicale. Au fost uitate însă ambulatoriile de specialitate care au rămas la procedurile terapeutice și forma serviciilor medicale de acum 4 decenii. Orice pas făcut fără o pregătire ca lumea mai ales în acest serviciu, după părerea mea și nu este treabă de orgoliu profesional, serviciu cel mai important, ar fi o greșeală. Problema care am sesizat-o și am sesizat-o în legătura Ministrului Sănătății și chiar mă bucură că în urmă oamenii de acolo și-au dat seama, una din problemele rămase în aer este cea referitoare la ambulatorii de specialitate. Noi avem ambulatorii de specialitate sau acelui policlinici restante la gândirea anilor 60, 70, 80. Policlinica județeană, de exemplu, e făcută cu spitalul județean prin 72. În strategia actualului ministru al sănătății este trecut ca bugetul pentru medicina din ambulatoriu să crească cu 50% anul acesta pentru a limita internările excesive. Ambulatoriul poate gestiona un număr foarte mare de servicii medicale, chiar cu supraveghere de câteva ore fără internare. Multe servicii, la ora actuală, pot fi făcute în aceste ambulatorii. De exemplu, multe parte de dermatologie, dermatocosmetologie, chirurgie, urologie, oftalmologie, ORL, endoscopie pentru stabilire diagnostic, tot felul de cazuri care pot fi diagnosticul poate fi stabilit în ambulator. Iar noi am rămas complet în urmă față de țările de afară. Pauli Chim consideră că reformarea sistemului fără remodernizarea ambulatoriilor va determina o risipă a resurselor prin internări nejustificate. Senatorul susține că o vizită în străinătate arată că uneori ambulatoriul este gestionat într-o clădire mai mare decât bara de spitalizare, lucru care relevă că oamenii pot fi tratați imediat, fără a mai necesita internare, ceea ce prezintă avantaje atât pentru pacienți cât și pentru bunul mers al sistemului sanitar.